Salutare lume și bine v-am găsit la un nou episod din Survival Games. Aplauze în premieră și în reloare. Salutare tuturor. Cine e înapoi? Sunt foarte încântat să fiu înapoi și pe unde o luăm? Holy shit. Pinest. Estul e pe acolo. Ok, jucăm pe o mapă destul de nouă pentru mine, adică să fiu sincer. Pinest, că ruta era în sud. Mă duc acum în ruta din est, nu știu ce să zic. Să fiu sincer, n-am mai jucat de foarte mult timp Survival Games și sunt foarte, foarte încântat acum. Sunt, știți, cum se numește cuvântul cel mai bun? Hyped pentru acest episod. Și v-aș ruga să apăsați butonul de like ca nebunii pentru întoarcerea mea pe YouTube. Și vă anunț, am găsit Tier 2 cu un stick și carne. Bă, ce nume ai? Mă cheamă 29 Ropur și mă duc în la avion, cred. Ropur? Dacă ruta este aceeași ca pe Holiday Resort-ul vechi, ar trebui exact, să știu. Exact aceeași. Numai că e mapa mai altfel, e, arată mult mai bine mapa. Mult mai, cum să-i zicem HD, noi? HD. HD. Revamped, te rog frumos. Doamne să nu vină în afară de tine, nu cred că mai vine nimeni. O să mă duc să iau Tier 2-ul. Mamă, și ce ciudat e pe Minecraft. Ce skin ai? Mam. Am găsit boots și cască, dacă vrei am boots pentru tine. Am găsit și eu niște pantaloni, dacă vrei. Ok, de ori de care. Tu mai aveai problemă cu pantaloni. Stai puțin, că eu am Optifine-ul, dar nu știu unde mi-e pus butonul de zoom. N-am buton de zoom? Stai da. Că... Bă, fii atent ce mi-a făcut un tip. Bă, n-am buton de zoom, dar Optifine-ul îl am. Minecraft-ul nu și-a joc fără Optifine match-ul ăsta, din păcate. Deci s-a pișat unul pe mine. Fii atent, eram ce s-a întâmplat? Urcat într-un turn pe o scară, gen. Și tipul a venit jos. Ai papuci? Ia de aici. Și-a dat foc la scară, frate. Și nu știam că poate să ardă scara. Și când mă arunc, eu mă arunc direct în focul lui și 20 de blocuri. Vezi că e unul aici, hai să-l batem. Hai că nu m-am mai bătut de mult da, pe Minecraft. Da, fraților, și de ce am putea noi să vorbim în acest episod? Cred că de seriile pe care le vom face și suntem chiar hyped. Eu sunt foarte hyped, nu știu, Edi n-a plecat de pe YouTube, dar eu revenind acum. Și eu sunt foarte hyped pentru că am un hype imens în mine. Am scăpat de bacalaureat cu bine și rău, nu știu cum să zic. O să vedeți în episodul special pe care o să-l pun și o să vorbesc despre această treabă. Te-ai bătut cu unul? Nu. Am bătut el pe mine. Ai murit? Nu, fug. Vezi că am găsit armură full, gen chiar full. N-am arc, n-am nimic să te ajut. Cred că asta e o rută foarte bună. N-am Optifine să mă uit după... MLG, FNS. Te descurci? Da, cred, sper. Unde? Pai, de capul meu. Tu viața rău. Să-mi bag picioarele că nu știu unde ești. Hai că încerc să vin. Am luat-o pe plajă. Ok, hai că vin. Am o sabie de lemn, deci nu te aștepta de la prea multe, dar am armură. E foarte low, dar am doar un topor de lemn, frate, i-am dat damage, da. Unde? Gata, vă văd. Hai. Preluare? Nu, hai că vine. Stafeta. Ai văzut ce armură am găsit pe jos? Am cred că de la, cred că de la ăsta a fost. Hai că am barcă, pot să merg după el. Ok. E prost, îi dau și hit. Ok, hai că mă duc după el. Am găsit sabie, e bun. Nu! I-am dat barcă? Nu i-am dat barcă. Hai că... Wow. I-am dat barcă, cred. Dacă se duce... Stai că-ți dau boost. Dăm. Oh my god, MLG, faza asta. Bine, bă, boss. Hai să împărțim armura și să mergem și noi să ce vedem ce săbii mai avem. Bravo, se urcă și el în barcă. Primul meu PvP de când am revenit. Ar fi foarte, foarte, foarte frumos să câștigăm episodul. Match-ul, adică. Chiar ar fi. Bun, ia de aici. Și cască. Cască. Mamă, dar asta a fost chiar... Seacă rău. Ca și mine în timpul anului școlar. Bă, frate, deci... Nu știu, e... Vă asigur că prin revenirea asta a mea m-am întors, frate, și mă simt eu din nou. Se simte întors.
Mă simt întors, Luceafăr întors. A, oh, doamne, nu. Da, bă, încă, stați liniștiți, încă mă chinui să scap de toate porcările pe care le-am învățat, o să treceți și voi prin asta. Să dar on topic. Exact, seriile pe care le vom face noi. Da. Nu știu exact dacă vom reîncepe aventura paletiștilor, pentru că what the fuck, mi-au copyright. Să-mi bag picioarele, stai așa. Aventura paletiștilor, mamă ce serie era. Se prea poate, se prea poate. Uite-l pun acolo dacă nu mă înșel. O să mai ne gândim. Ne gândeam să facem aventura paletiștilor pe ultra hardcore. Da, aveam noi o serie de UHC Survival, adică doar noi doi pe un UHC Survival, doar că nu știu ce s-a întâmplat cu mapa. Uitați, chiar după episodul ăsta o să mă uit după ea și dacă, o să vă anunțăm oricum. Dacă este... Ai un iron? Da. Dă-mi încoacă, fac o sabie și mai fac și niște săgeți. O să înceapă și Vovo Factions, de mine. Și nu uitați de marele UHC, de se prevestește că va fi epic. UHC care va fi epic, pur și simplu epic. Și va fi foarte, foarte curând. Nu dacă știu picuie din echipă Dream Team. Nu știu când pui tu episodul. Hai că vine ăla. Am barcă și pentru tine ea de aici. Eu îl pun merge azi după el? Dimineață, îl pun și... Nu, îl pun mâine, pardon. Ci că îl pun azi dimineață și minunea pui... de ora 6 la 8. Stai că mi-a dat o săgeată în, în căpuț. Ca să nu zicem altceva. Aoleu, stai că mai am 5 inimi. Am 18 săgeți. Aoleu! Te bate? 3 inimi. Ce-a dat retardat. Hai că mă duc să-i dau hituri. Are sabie de diamond. Corect! Mamă, dar așa low era? Nu știu de ce era low. Adică cred că i-am dat eu critice. Ia ai sabie de iron? Nu. Ai dat surprinzător de puține hituri. 4 hituri. Mhm. Păi puține 4 hituri mi se pare. Foarte puține, nu știu. Și avea și grapple, bine că l-am bătut. Undiță ai nevoie sau arc? Da, am nevoie de undiță. Arc avem. Ia. Yeah. Au, hai că m-am dus. Bă, știi ce a apărut, bă? A apărut Ted 2. Da, sunt hyped pentru filmul ăla. Da. Doar că am fost la cinema acum zilele astea și am ales să văd Jurassic World în loc de Ted 2. Și nu eu zic că a meritat. Eu zic că a meritat. Da. A meritat. Bun, foarte deci mult. Revenind, dar... din nou la seriile pe care le vom filma în viitor apropiat. Ia uite măr. Suntem așa hyped amândoi de fapt că a revenit echipa fletală. Mă, uite un chest care nu a fost luat. Echipa fletală. Noi am verificat, mă, dacă s-au luat chesturile. A, da, alea de sus sunt tier 1, shit. Da. Deci, cum ziceam, a revenit echipa fletală. Și... Să vă așteptați la... Nu, numai epicness. La lucruri epicness, la lucruri epice. Așteptăm în continuare propuneri pentru seria de Dual Challenges. Dacă mai știți voi alea două episoade, dacă nu, le găsiți mai jos în playlist pe canal la mine sau la Vovo. Exact. Și acolo... ultimul challenge mi se pare că a fost eating challenge și mamă ce am mâncat la alune episodul ăla. A fost doar la tine. Ăla a fost doar la mine, dar ce am făcut noi până acum cu cărțile și cu sticlele. Da. Și, ne și în plus ca la mine eating challenge. E un challenge mai dubios. Dar o să-l vedeți direct când apare, nu facem spoilere sau ceva. Da. Așa că stați pe fir, dragii mei. Că va apărea curând, cât mai curând. Dragi tovarăși, dragi compatrioți. Revenind din nou la serie. ne cam... Da frate, după atâta timp filmăm și noi un episod și gen e așa... Da, avem prea multe de spus. Exact, un sentiment foarte ciudat, așa că hai să vorbim despre serii și să terminăm odată cu subiectul, că cine știe când se termină meciul ăsta și nu mai apucăm. Bun, deci am zis așa, o să reîncepem probabil seria de UHC Survival. Tu ești la spawn? Da, și are sabie de diamond. Ah, îl văd. Bine, vine... O să reîncepem probabil seria de UHC Survival, să vedem dacă mai avem mapa. Așa, vorbește tu că ai mai mult talent. Da, am învățat între timp să vorbesc copaci, în timp tipul. Ce mă bat. Era să zic iPhone boost aici. Ce se gău vieții. Mamă, am fost on fire la CS astăzi, doar că la CS, nu la Minecraft. Așa. Minecraft n-am mai jucat de atâta timp.
Mai vedem. Deci o să începem mai Factions probabil, dacă vrea și Vovo și dacă. Uite-l jos, bagă. Uite-l jos, vine, vine. Fuck me. Stai, stai, stai. Trage de timp că. Olo! Să moară. Stai că mi-am pus undița în inventar, nu știu de ce. Ți-a dat hituri? Multe. Prea multe. N-am aim, frate, senzitivitatea asta e prea mult pentru mine. Eu care jucam cu senzitivitate 1.9 în CS. Aoleo. Iar de hai călba, hai călba din săgeți. Merg săgețile prin apă? Da, da, da. E 1. A, e 1.7, da. Vezi, ai grijă. What the fuck? În spate unul. Stai că am dat barcă acolo. Frec, copilie! Mă, vezi, vezi că nu mai am săgeți. Vezi că i-am dat lui unul foarte, foarte mult de mici din săgeți. Muie! Te-a bătut? Nu. Vezi, vino, vino repede și ajută-mă. Dă-i săgeți lui ăla că e foarte low din săgeți. Încerc, încerc, stai să vin. Dar n-am, n-am săgeți. Doar. Stai că vin, nu te bate. Mă, te bate că vin. Mă bat, așa regenera viața oricum. Dă-i pe la spate acum. Tenis, tenis. Gata ești, prietene. Bravo. Hai, foarte intens și n-am Optifine-ul, pur și simplu, nu știu de ce. Pe profilul meu scria Optifine și probabil că am ales din listă varianta 1.7.10 for Optifine. Aveam... Foarte, foarte probabil, am pățit și eu. Aveam multe profile de Optifine, știi? Ți-am dat buți. Oh, mersi. Așa, hai că am făcut. Aruncă totul în apă, deși suntem 2v1, cred că îl câștigăm. Ce mai arunc în apă, că oricum ăla nu vine pe aici, probabil. Mamă, frate, deci câștigăm. Vedeți echipa fletală, mă, de ce e în stare? Nu, no, nu, no, nu, no. E imposibil, da, așa ceva. Facem, cred că e iluminati, mă. Cred că suntem iluminati. Ne apucăm de jucat, gata. Gata, deja suntem pro player, îi batem pe toți. Mamă, mamă. Da. Și da. Asta cred că o să fie, dacă... Auzi, îmi lași și mie primul meu win de pe MCSG, te rog frumos. Așa, adică. De revenire, te rog frumos. Adică. Eu am 9 meciuri played și 0 win-uri. Gen, dacă pot să-mi lași și mie win-ul așa că sunt mai amărât și am revenit știu, pe YouTube. Încercăm să ne batem și dacă mă bați eu, bine. Hai mă, frate, nu sta acum la status. Vreau și eu un win, atât îți cer. Bine, mă, stai să mă bat cu ăsta, lasă-mă pe mine singur. Vrei să te bați singur? Bine, dacă asta ți-e dorința. Ăsta dă și în mine. Du-te mă frate de aici. Ai acolo oponentul, nu cu mine. Vezi că n-am dat nicio săgeată în el, nimic. Te bate? Cred că ar fi cazul să încep să dai. I-am dat focul. Mai mult a intrat el în foc. Ia dă-te. Mersi mult, boss. Și... Cam atâta și cu episodul acesta, nu știu dacă am apucat să zicem toate seriile, dar în mare am spus că o să mă apuc și eu de Factions și mult așteptatul UHC o să vină zilele următoare, probabil săptămâna viitoare. Cam astea vor fi cele două serii importante, de asemenea CSGO o să continui și boftul lume, salut! Clătite cu omletă și brânză!